Promoție, preț! Promoție pentru onor, preț! Domnule director, privind promoții martie 2022, sunt gata pentru ceremonialul de punere și jurământului militar. Sunt comandantul ceremonialului, comisar șef de poliție Orăș.
Domnule director, domnule Sfântul General Drum, distinși invitați, dragi colegi, școala Drâncea astăzi în momentul important. Ceremonialul de punere în momentul militar va fi semnată de către elevii care au optat pentru o carieră pusă în slujba societății. O istorie de peste jumătate de an. În învățământul post-social românesc, școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina moderează personalități ale tinerilor formând oameni de nădejde. Depășirea primei încercări, aceea înseamnă de admitere, mă face să am deplină încredere în capacitățile dumneavoastră de acumularea cunoștințelor necesare ca să vă deschide drumul spre desfășurarea profesională. Doresc acum, cu prilejul acestui eveniment, să vă asigur de implicarea și profesionalismul întregului personal al școlii în pregătirea inițială, în această perioadă de școlarizare. Vă recomand să depuneți eforturi de pregătire individuală, iar în stadiul de practică să valorificați la maxim timpul pentru exersarea deprinderilor practice. Școala de agenți de poliție, Vasile Lascăr Câmpina, din toate structurile sale, dar mai ales cu sprijinul unui corp profesional de elită, va depune toate eforturile necesare unei bune dezvoltări profesionale. Domnule director, vă rog să transmiteți salutul și respectul nostru domnului ministru Lucian Bode și să îi transmiteți la fel promisiunea că deși trecem printr-o perioadă foarte grea, deși avem un deficit foarte mare de personal, deși am fost nevoiți ca seria de 1300 de elevi să împărțim în două, să modificăm curiculum școlar, vom face tot ce este putință astfel pe data de 25 martie 2022, să oferim aparatul poliției celorlalți beneficiari ai noștri, tineri pregătiți, tineri care să facă față situațiilor în care vor fi puși. De asemenea, având în vedere experiența din ultimii ani, am luat măsura să modificăm, din punct de vedere al culturii școlare, tot ceea ce înseamnă proiectele acelea de lecții, astfel încât partea practică, parte practică, mă refer la ceea ce facem în serviciu în școală, să fie cu o prioritate mult mai mare. Astfel încât polițiștii, elevii, acum polițiștii viitori, să poată să facă față situațiilor în care vor fi puși, să nu existe abuz, dar nici teamă. Cu acestea fiind zis, vă doresc succes, bunul Dumnezeu, rog să ne ajute să ducem misiunea mai departe. Se oficializează ministrul religios de către preot protopop Melnic, preot militar Adrian Dumitru, împreună cu absolvent de teologie, eleve ai școlii noastre. Promoție Riz! Promoție Descope Riz! Promoție pe Lucrebol! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de pe toate zile, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclan. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru poporul omeni cel binecredincios de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru această instituție de învățământ, pentru cei ce în credință se ostenesc aici, pentru orașul și țara aceasta, pentru toate orașele și satele,
pentru cei ce credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru tinerii care astăzi prin jurământ se leagă și apărea patria și a se jertfi pentru binele ei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să te mizloviți noi de tot de cazul mânia primeștia și de voia, apără, mânduiește, miluiește și ne măzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție se duvine toată slava, cinstea și înghinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Promoție, priți! Promoție, acope, priți! Promoție pe loc revol, de voi! Urmează depunerea jurământului militar de către elevii promoții martie 2022. Promoție! Promoție,
cele Sfinții de Apostole întrebat în răzneală să dumnească lumea pentru credința cea adevărată prin promovăriere Evangheliei, iar pe Sfinții Ucenici să lupte pe plăjurile vieții pentru neînfioară și neștiribuie acestea. Vezi, Doamne, Dumnezeu, pe acești fiii al bărbăției, spre biruință asupra tot rășmașului. Întărești în credința cea întâlnire și în legea cea sfântă, însuflețește și sporește în plânși dragul sfântuțar. Așa, Doamne, auzi-ne pe noi ceasul de acum, binecuvintează și întărește jurământul acestor tine, ajutându-le să ghebeze și chemarea de nădejde și de încrederea țării într-o slavă a numelui Tău, în vecii vecilor. Elec, de azi înainte, prin voia voastră și ocrotirea lui Dumnezeu, va trebui pe viață de țară. Fiți demn de acest redomn. Dumnezeu să vă ajute. Promoție! Aici, promoția la drapel pentru onor, înainte, garda drapelului, în formație, aici! Adresăm respectuoasă invitație domnului director al cabinetului ministrului afacerilor interne, comisar șef al Solei Mihăică, de a prezenta mesajul domnului ministru Lucian Nicolae Bode, ministrul afacerilor interne. Bună ziua! Am onoarea să vă prezint mesajul ministrului afacerilor interne, excelență sa, domnul Lucian Nicolae Bode, cu ocazia depunerii jurământului militar de către elevii școlilor de poliție din școala Vasilelească Cătuline. Stimați elevi și părinți, stimați profesori, doamnelor și domnilor, doresc să transmit toate gândurile bune și susținerea mea tinerilor care au ales să intre pe porțile școlilor Ministerului Afacerilor Interne. Vă felicit că ați ales să faceți carieră în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Sunt convins că ați ales cu inima și că sunteți conștienți că vă asumați o misiune dificilor care cere sacrificii și implicare maximă. Jurământul militar pe care îl depuneți astăzi reprezintă un pas important, emoțional și solemn, care vă responsabilizează enorm. Este semnul maturității și a responsabilității asumate în numele oamenilor, al comunității, al țării. Ați parcurs un proces de selecție complex în condiții speciale impuse de pandemie, ceea ce dovedește seriozitate, ambiție și curaj.
aveți un an la dispoziție să vă pregătiți temelii și de modul în care veți valorifica acest timp depinde parcursul vostru profesional viitor. Este nevoie de oameni pregătiți în sistem. Nu doar pe fondul cunoscutei lipse de personal, ci și din perspectiva anunțatei modernizări și eficientizări a activității structurilor ministeriei. Sunteți parte a acestei schimbări, sunteți parte a acestui suflu nou pe care îl așteptăm din partea unei generații îndrăznețe și bine ancorate în realitățile sociale. Doresc, în același timp, să subliniez faptul că activitatea în Ministerul Afacerilor Interne se fundamentează pe integritate și, la fel ca admiterea, fiecare dintre treptele profesionale la care aspirați vor fi obținute pe merit. Eficientizarea de care aminteam presupune predictibilitatea carierei și, implicit, stabilitatea. Fiecare dintre dumneavoastră trebuie să cunoască în mod transparent pașii pe care are de urmat în carieră, condițiile în care pot fi ocupate anumite funcții. Practic, veți putea să vă proiectați cu certitudine viitorul profesional. Vă reamintesc, însă, că profesionalismul, buna pregătire, seriozitatea vor fi criteriile de diferențiere profesională. Pentru un bun start profesional, acumulați cât mai multe cunoștințe teoretice și practice, pentru că fundamentul pe care vă construiți viitoarea carieră este hotărător. Îmi permit să vă dau un sfat. Fiți receptivi și asimilați cu simț de răspundere orice informație. Veți fi cei care aplică legea în această țară și totodată primii care trebuie să o respecte. Veți fi cei care asigură și veghează la un climat de ordine și siguranță publică. Veți fi în prima linie și mereu dedicați misiunilor care vă vor fi încredințate. Ne bazăm pe voi și trebuie să vă ridicați la înălțimea așteptărilor. Stimați profesori, aveți o misiune crucială și vă cer să tratați cu maximă responsabilitate și seriozitate procesul de formare a acestor tineri, să le insuflați principii de bază sănătoase pe care să își clădească viitoarea carieră. Activitatea lor viitoare este cel mai bun indicator al performanței dumneavoastră ca dascăl. Nu uitați că în procesul de formare sunteți primii care puneți o piatră de temelie importantă la aspirațiile și parcursul lor profesional. Le dați încredere în viitor și le ghidați pașii în această etapă de formare, ceea ce este un angajament major pentru că îi pregătiți pentru o profesie cu o mare răspundere profesională. Dragi elevi, vă doresc sănătate și putere de muncă pentru a face față activităților viitoare și îmi doresc ca, la momentul potrivit, să vă regăsiți cu toții în structurile Ministerului Afacerilor Interne și să faceți cinste uniformei pe care o veți îmbrăca. Un gând bun și de mulțumire pentru familiile care vă sunt alături și vă susțin îndeaproape pe acest drum al formării voastre. Cu prilejul depunerii jurământului militar, vă felicit și vă urez succes în activitatea viitoare!
Promoție pe loc de voi! Promoție de voi! Urmează defilarea promoției martie 2022. Domnule director, vă rog să aprobați trecerea la defilare. Promoție, Valinet! Promoție, Ex! Promoție pentru colonel! Înainte! Ex! Comisar șef Angel Anghel,
șefile casetele și departamentele de ele conținute cu garda drapelului. Garda drapelului este conținut de domnul comisar șef Stănescu. Detașamentul numărul 1 conținut de domnul comisar șef Stanca. Detașamentul numărul 2, conduce de domnul inspector principal Tapta. Detașamentul numărul 3, conduce de domnul inspector principal Uzățoiu. Detașamentul numărul 4, condus de domnul inspector principal Licenții. Detașamentul numărul 5, condus de domnul comisar șef Anisoiu. Detașamentul numărul 6, condus de domnul comisar Tudorică. Detașamentul numărul 7, condus de domnul comisar șef Șovăianu. Detașamentul numărul 8, unul de domnul inspector principal Buda. Detașamentul numărul 9, unul de domnul comisar șef Păunescu. Detașamentul numărul 10, condus de domnul comisar Matei. Detașamentul numărul 11, condus de domnul comisar șef Duca. Detașamentul numărul 12, condus de doamna inspector Frica. Detașamentul numărul 13, condus de domnul comisar Turean. Detașamentul numărul 14, condus de domnul inspector Grigorescu. Detașamentul numărul 15, condus de domnul comisar șef Enache.
Promoție pentru onor plâng! Domnule director ceremonial militar Sanchez. La revedere! Să trăim! Promoție! Promoție pe loc revoz! Promoție de voie!